O autoaccidentare a avut loc noaptea trecută în comuna Izvorul Bârzii. Doi tineri, o fată și un băiat, s-au răsturnat cu autoturismul într-un șanț. Martorii spun că au fost norocoși, întrucât impactul a fost unul puternic. Băiatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Un autoturism a ajuns cu roțile în sus în urma unei autoaccidentări ieri seară în comuna Izvorul Bârzii. Din informațiile de la fața locului, în autoturism s-ar fi aflat doi tineri, o fată respectiv un băiat. În urma impactului a rezultat rănirea băiatului, iar fata a scăpat ca prin minune. Localnicii care i-au ajutat să iasă din mașină până la sosirea echipajelor Smurd și ISU au declarat faptul că inițial i-a speriat zgomotul provocat în momentul impactului. Auzirăm niște bubuituri și eu și vecinii mei, două bubuituri puternice, crezură că explodă ceva și ieșind afară, văzurăm mașina așa cum o vedeți și dumneavoastră acum. Vecinul meu îi ajută să iasă din mașină, că erau și țipau acolo, reușit să smulgă portiera, adică în sensul că o deschisă, nu s-o smulgă, și scoasă pe amândoi. Băiatul e rănit. Fata mai puțin. E deja aici, așa. Eu îi scos să-i. Păi erau, cum vedeți mașina acum. Desfăcui ușa din spate și trăsă-i câte unul, câte unul. Băiatul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. La fața locului s-au deplasat echipaje ISU, Smurd, dar și echipaje ale poliției. Seara zilei de 8 decembrie 2020, în satul Izvorul Bârzii, comuna Izvorul Bârzii, s-a produs un accident de circulație, în urma căruia a rezultat vătămarea corporală a unei persoane. Facem verificări la fața locului în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurilor producerii accidentului. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.